Meteorologii au emis un cod galben de caniculă care intră în vigoare de mâine și va fi valabil până în data de 2 septembrie. Se așteaptă până la 35 de grade Celsius. Mâine, în toată țara, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca se așteaptă 29 de grade. La Bălți sunt prognozate 30 de grade. Cu un grad mai mult va fi la Orhei. 32 de grade se vor înregistra la Tiraspol, la Leova vor fi 33. La Comrat și Cahul, termometrele vor arăta 34 de grade. Mâine, în capitală, cerul va fi variabil. Ziua se vor înregistra 32 de grade, iar noaptea 15. În următoarele zile se va încălzi până la 34 de grade. Noaptea, termometrele vor arăta între 16 și 19 grade Celsius. Mâine, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil, iar pe alocuri sunt prognozate ploi. La Madrid vor fi 25 de grade, iar la Paris 19. La Londra vor fi 16 grade, iar la Berlin sunt anunțate 24 de grade. La Roma se va încălzi până la 33 de grade. 29 de grade sunt prognozate la Viena. La Praga, maxima va fi de 20 de grade. Cu 3 grade mai mult va fi la Varșovia. 35 de grade se vor înregistra la Belgrad. Cu un grad mai puțin va fi la Budapesta. La București și Ankara sunt anunțate 35 de grade. La Atena, maxima va fi de 34 de grade. 27 de grade vor arăta termometrele la Kiev, iar la Moscova 20.